Bine v-am găsit la un nou episod din ziua de Ultra Hardcore pe Minecraft 1.16 Vom fain în episodul anterior, am început acest port și v-am întrebat dacă să facem zona asta cu stone mai mare sau să o lăsăm așa mică și foarte mulți dintre voi ați zis să o facem mai mare, așa că astăzi o să facem treaba asta iar mai apoi vreau să ne ocupăm de intrările pe apă, pentru că totuși avem acest port am uitat să-i fac docurile, dar o să facem niște docuri. O să facem și portul pe cealaltă parte, tot așa și niște docuri. Și mai vedem oricum, trebuie să fac intrările astea pe apă. Deoarece avem port, dar Intră cine vrea și iese oricine vrea, așa că va trebui să și noi cât de repede aceste ziduri ca să ne putem focusa pe ceea ce este în interior, dar măcar așa încet încet pentru că sincer să fiu dacă stau să fac zidurile astea o să dureze destul de mult, pentru că trebuie să fac și terraforming, adică în partea asta e mai ok până ajung acolo. Deja când ajung acolo e durere, așa că astăzi probabil o să facem doar intrările, însă vedem ce mai avem timp să facem și în partea asta încă avem Uh, 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 destul de ciudat. Destul de ciudat terraforming-ul, dar o să-l aranjăm. Bine, problema cea mai mare e că mai avem nevoie de dirt, de gres și durează foarte mult până să găsesc un loc de unde pot să iau și să nu strig naturaleța trenului, pentru că n-aș vrea să fiu chiar atât de meltian, ca zic așa, numai să mă duc, și să dărâm un munte întreg și n-au, no, lăsăm așa. Pentru că cine știe când o să vreau să mă extind sau să fac un proiect în alte părți. Și va trebui să pun înapoi tot dărtulat și nu cred că ar fi deloc ok. Și ultimul detaliu pe care trebuie să-l adăugăm aici. Niște mici blocuri ce merg și până iarbă. Ca să pară mai interesantă treaba pentru că nu știu, mi se pare foarte basic și ciudat momentul în care văd așa o dungă de piatră. Momentan arată mult, mult mai bine. Dacă ne uităm de sus, ia uite. Altfel, mă, cu blocurile astea. Și așa e mai mare, o să încapă și niște tarabe. Însă trebuie să văd un design interesant de tarabe, pentru că nu știu ce fel de tarabe ar, mer ar merge cu designul ăsta rustic pe care l-am făcut pe aici. Dar o să ajungem și în punctul ăsta, pentru că vreau să o l-am treptat, vreau să ajung până în partea aia cu căsuțele și apoi să vin în direcția asta. Așa că, toate la timpul lor. Dar acum ar trebui să facem niște docuri și cred că ar merge un doc undeva unde nu sunt așa două blocuri, unde nu un bloc, de exemplu. Dar nu cred că avem. A, uite aici. Aici ar merge un doc, așa, la începutul portului. Și eventual prin partea aia încă unul. Și după aia să începem... Vai, dar avem casa <laughs> Cred că o să lăsăm atunci cealaltă parte a portului pentru mai târziu puțin. Deoarece avem casele alea unde și villager. Vedeți că am prins villager -aia acolo și parcă nu e atât de pont. Și nu știu unde ar mai merge. Poate aici? Hmm nu știu în care parte mai mergem cu un doc, dar trebuie să fie trecut de jumătate asta. Și aici deja eu m-am cam dus. <sus> să poate observa că m-am cam dus. Așa că ar merge acolo un doc pentru cine vrea să vină pe partea asta. Și chiar dacă nu o să lucrăm momentan pe cealaltă parte a râului, cred că putem să facem așa un doc să-l avem pe partea aia. Pentru că nu încurcă nici casele și nu cred că o să avem probleme cu el. Pentru oamenii care vor să acosteze pe cealaltă parte a râului. Trebuie să fie pe aici, pe uite-le mă. Așa, să punem fensurile astea. N-am fost eu tare inspirat atunci când am făcut partea asta și am uitat să pun într-un loc să fie trei spații între acești stâlpi. Așa, deci o trebuie să facem o mică manevră și am făcut treaba asta ca să nu mai mult stâlpul ăsta. Trei blocuri aici, că după aia arăta dubios să pun până în partea asta. Au și niște nisip acolo, even. <laughs> Voi când am și eu nevoie de puțin nisip, n-am. Deci exact acum avem nevoie de puțin nisip, așa, ca să nu mai mut nimic din părțile astea. Când îți arată bine stâlpul acolo, vine fix la șaselea bloc aici și atunci e super ok, nu mai modifică nimic și facem docul ăsta cum putem. Acum parcă arată cum trebuie, dacă ne uităm așa, uite mă, uite, uite că începe să prindă contur portul și aș vrea să fac în partea asta docul să văd cam cât de mare ar trebui să fie. Deci, ar trebui să o facem ceva hmm, aici să fie trei blocuri, aici să lăsăm trei blocuri între, apoi mai avem una, două, trei, patru, cinci și al șaselea bloc și trei blocuri și al patrulea direct acelișa pentru ultimul stâlp. Acum cred că două ar trebui să punem, două și aici, facem deja și designul, Ui, oh, stai, 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 trebuie să punem a, în apă, mă uitasem că trebuie să aranjăm și în apă. Așa, dar aici să punem noi o bucată de sand și nu se mai vede. ăla gata. Și o bucată aici ca să nu aruncăm pe degeaba. Și acum, a, da stai că nu am un bloc. De ce? Două? Suntem la, ce... da, sunt la același nivel. A, două că mai mergem cu... A, nu, că trebuie să vină cu un bloc mai jos. Am înțeles atunci. Gândeam că e cam înalt în partea asta. așa, acum mai perfect. Aici cu un design și... Eventual cred că putem să punem și ceilalți stâlpi să vedem numai cam cât de mulți o să fie până prin partea asta, cred să nu ajungem chiar până acolo pentru că ar fi destul de mult spațiu și atunci nu o să mai putem face nicio să pe acelișa. Eu nu înțeleg cum a ajuns urâtul ăla mic după poartă. Bă, hai da pui. stai așa. Stai așa, misiune de recuperare. Atât, crafting table. Da, ci, bam. A, așa. Hai da. Hai în cauce. Jup. Cum? Bă. Hai în cauce. Bă, hai da, fugi. Vai. Hai mă încoace. Stai așa. Bă. Așa, bun, hai să mergem. Băi, acum mergem și noi cum putem ca să-l băgăm înapoi între ziduri că nu cred că mai să după aia, numai, cred că a rămas aici în momentul în care am făcut zidurile astea. Mă rog, bine că l-am văzut și l ducem înapoi. Nu du de alta, dar n-aș vrea să-l pierd, uite, aici căsuțe pentru tine, uite câte case mari și late, uite exact aici. Fii atent, tu și un pat, paoleu. Păi dai să mă direct acolo, hai să închidem porta, așa. așa gata, rezolvat. No, noua ta casă, descurcă-te, da, da, descurcă-te. Uite, 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 Ia, ți-am deschis ușa. Hai. Du-te. Du încolo, încolo. Hai. Acolo. Hai. Bine, bine te descurci tu, așa? Închid <laughs> eu. Mamă, ce m o trolat. Am auzit că o deschis ușa. Și uite că tot încolo merge. <laughs> am dat să... Mamă, am auzit ușa și am zis, no, mamă, intră în casă. Vai. Te ține o minte. Te ține o minte. Să-i un, un... Mă rog, dispărut. Las o dispărut ca prima Oricum, am pus stâlpii pentru viitorul port, am făcut și docul ăsta. Acum mai avem nevoie... Hai să lăsăm barca aici numai, să fie treaba treabă Mai avem nevoie de niște fensuri în partea asta, că am uitat să le pun. Ceva de genul. Așa, perfect. Aici vine cam ciudat, dar stai așa că putem să facem o treabă. Să mai punem un trap doar acolo. Bam! ăla mă, altă viață acum. Arată mult mai bine. 21, 22, 23, 3 blocuri și... Um... 2 3 2 Băi Nu-i bine Nu-i bine deloc Adică Mi-am adus aminte În mare parte N-am pus cable un ul acolo Pentru că rămăsesem fără Și am zis că nu pun 2 sau trei blocuri Cât mai aveam Mai strâng și o să pun după aia Când mi-aduc aminte Și măcar acum am văzut Nu cum mi-am adus aminte Dar Cât de obosit să fi fost Atunci când am construit În partea asta turnurile Să nu mă uit să fie Pe aceeași linie Cu celălalt Vai mă doar numai când mă gândesc. Oricum, mă tot întreba lumea în comentarii, bă, dar când termin și tu zidurile? Când văd că-s pe aceeași linie? Vai, bine că m-am apucat să fac zidul până în partea asta și să las intrarea pe după. Că după aia aveam ce sparge. Chiar că aveam ce sparge. Sau cred că le uneam cumva dubios așa cu colțul ăsta. Mă rog, nu prea contează. Sunt 23 de blocuri aici. Așa că o să ne punem pe treabă. Adică ce vreau să fac mai exact? Vreau să fac în partea asta poarta să fie închisă, să porți, să, să porți, <laughs> să poți merge peste ea și uite că trebuie să facem un terraforming aici și să mergem după aia în partea asta mai mult, pentru că tu o să vii din partea aia cu bărcuța, Ajungi până aici și aici te întorci ca să mergi înapoi pe râu, cam asta o să fie ideea și de asta o să fie poarta asta închisă și o să fie un lac ceva mai mare aici și hai să facem podeaua asta ca să nu mai uităm de ea. Și acum aproape ultimele detalii, trebuie să punem niște slaburi prin partea asta și cred că o să vină așa, da, așa trebuia să vină mai am aduc și -o aminte acum după ce n-am mai făcut atâția ani de zile. Vai, nici nu-i bine a povesti când am făcut turnul ăla. Faul, am murit încet acum cât m-am chinuit, că stai că nu-mi dădea mie cum trebuie, că faul. Acum măcar a ieșit. Și să facem această scăriță. Las ni și iasă. Lanterne nu am la mine, cred că sunt jos în, în șulcăr. Dar vedem noi după aia. Și să punem cobblestone-ul la jos. Să punem cobblestone... Paul, Tot în A, Am înțeles. No, mai bine decât nimic. Oricum o să pun niște torțe numai să nu se spawneze vreun zombie. Și un lucru urmează ceva destul de complicat. Trebuie să fac o boltă care să unească aceste două... A, hai că e bine. Să fac o boltă care să unească aceste două turnuri. A, hai mai jos. A, așa. O să dureze ceva. Dar zic că o să iasă ceva șmecher. Ia uite, am terminat măcar și scărița asta și acum cablul stăm pe jos, lumini pe lateral cât de cât să fie să nu spuneți nimic și mergem să vedem cum o să ia bolta aia. Cred că e destul de mare zona asta cât să se întoarcă bărcile, eventual în partea asta oricum o să fac numai vegetație, așa că putem să mărim de pe aici să fie ceva de genul să vină până în partea asta și după aia se unească direct. Bă, cred că merge mai bine. Hai să aranjăm și în partea asta. Bine că o să la ul după, dar momentan vreau să văd dacă ajunge atât de mare. Dar ar merge. Eventual puțin lucrat aici. Gata. Ăla-i mă. ăla -i. frumos. 4 blocuri, 2, 2. Perfect. Acum water bucket-ul. Luăm, punem. Așa. Ia uite. Și în partea asta și s-o umplu tot. Perfect. Și după... Oh. Ce dubios e atunci când pui și nu se pune. Mă rog, nu contează hai să punem și în partea asta apa și după aia o să mărim noi, o să aranjăm frumos să pară ca și cum ar fi, așa, să te punem pe aici, că dacă începem din partea asta e mai ok, așa, să pară ca și cum ar fi un mic lac aici unde se poată întoarce bărcile, așa, te punem pe tine acolo, ia uite mă, altă viață acum. Altă viață. Și asta e cel mai bun lucru pe care puteți face în momentul în care vreți să faceți un lac. Să să spargeți în partea de sus, să puneți apă peste tot și abia după să mergeți mai jos. Pentru că atunci nu o să vă mai chinuiți după când e depus apa. Bine, că e și șmecher totuși să faci de jos în sus, să folosești farmland din ala, adică pământ dat cu săpăliga, cu home. Dar aia e deja next level, în momentul în care vrei să iasă ceva foarte șmecher, deci acolo deja... Discutăm de lucruri mult mai complexe, așa, pentru păi, spațiul ăsta micuț, eu zic că merge. Bun, și acum vine cel mai complicat lucru de astăzi, adică, da, da, stai că nu trebuie să intru pe aici. Nu trebuie să intru, că o să vin oricum de afară. Hai să mergem cu partea asta de stone brick până sus de tot. Până pe aici, după aia trebuie să vedem cum facem o boltă, dar cred că înainte de toate ar trebui să facem și în partea asta exact la fel. Și eventual să punem și în pământ stone brick, să pară ca și cum ne-am dat și noi silința să fie ceva mai... să aibă o structură mult mai puternică încât să țină ce avem noi nevoie că totuși o bolt din asta nu stă chiar așa porce. A, atât. Și micile detalii contează, cum am mai zis de o grămadă de ori. Îi altfel în momentul în care reușești să faci ceva, să fie și detaliat frumos, să fie și mare, o, ba, să arate și bine. Deci e o întreagă muncă în spate. Și acum întrebarea ar fi, oare venim până aici sus? Cred că putem să venim așa. Numai că stai atunci și în partea aia trebuie să venim exact la fel, nu? Oh, 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 stai, n-am nimerit. Încă <laughs> te nimerez, dar se mai întâmplă. Asta este, n-am ce să fac. Mergem și noi frumos atunci pe jos, că parcă, n aș strica rachete acum. Și totuși e mai interesant în momentul în care te mai bucuri de mersul ăsta pe jos, pentru că altfel, într-un punct deja devine plictisitor. Să tot zbori. Bun, deci așa o să fie. Și acum vine partea complicată cu multe slaburi, cu multe chestii, unde trebuie să vedem cum facem să fie exact ca și la intrarea aia, exact ca și la intrarea aia. Și uite și niște scări ar merge. Hmm, o să fie ceva. Deci avem 23 de blocuri, a? Am încercat să mai modific puțin forma lacului pentru că era foarte mare aici unde ar trebui să vină podul. Așa că în partea asta e mai mic puțin și acolo zic că e destul spațiu cât se întoarcă cu barca. Oricum mai putem să mai tăiem bucata aia și atunci să fie chiar mult mai mult spațiu, dar vedem și acolo pare cam strâmt, dar oricum treci numai câte o barcă, deci nu ai ar fi problema, treci numai câte o barcă și suntem bine, oricum. Bine, dacă e parcat o barcă acolo e cam dubios. Bine, dacă acostează, pardon, o barca acolo e cam dubios, dar asta este, o să vedem, nu le-am gândit eu bine de la început, dar oricum ne descurcăm, suntem români, domnule, nu ne descurcăm în orice situație. Nu e problema. Bun, acum hai să luăm slab și să ne punem pe treabă, zic. Deci trebuie să vină două. După aia urcăm. Iară mergem frumos și la al doilea urcăm. Și tot așa, ăsta ar fi... <laughs> vai, ăsta ar fi designul. Cum să cazmă și cu shift-ul și cu tot. Vai, vai, vai. Mor în cel la chestiile astea. Bine, stau și pe margine cei drept. Oh. Exact ce ziceam, stau și pe marginea blocului, eventual ar trebui să construiesc așa, da, stai că trebuie să... Vai, nu pot să cred, mă, se vede că e târziu, dar totuși, hai să fim și noi aici cum trebuie. Ah, atât, perfect, că nu știu, nu... Oh. Nu pare că am supraviețuit noi peste 50 de ore pe Ultra Hardcore dacă ne țăpăm așa în cap la fiecare bloc pe care îl construim. Adică totuși, bă, să fim și noi profesioniști, domnule. A, așa, și acum în partea asta ar trebui să vină ceva... Oh, stai că noi am pus cam jos. Mi se pare mie ceva ciudat. Trebuie să vină tot designul cu un bloc, cu un slab mai sus în partea asta cu acacia decât în partea cu stone brick. Și după aia trebuie să văd în centru. O să vedem noi cum facem. Oricum, hai să te aranjăm pe tine aici. Așa, perfect. Și te tăiem pe tine întâi. A, ah, de fapt nu, stai. Îi bine. E bine, ei bine. No, bun, trebuie să și urcăm acum, nu? Hai să și urcăm. Și vedem cum trebuie de fapt. Aici cred că putem deja să începem să umplem. Mamă, dar mai trebuie niște stombri, că nu cred că mi ajung sleburile. Hai să umplem, să vedem cum arată și după aia o să umplu liniștit și văd după cum mai aranjăm toată nebunia asta, încât să punem și niște fence gate-uri, fence -gate uri și o fence-uri pe acolo de acacia și să meargă până jos, exact cum a făcut și la celelalte două intrări. Arată destul de interesant de la distanță, numai că ar trebui probabil să adăugăm niște mici detalii, pentru că e o... Oh, oh, ok, pentru că e foarte lung podul ăsta și... Fiind atât de lung arată destul de sec, dar vedem în momentul în care îl terminăm, pentru că momentan ce vreau să fac, avem nevoie de niște, 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 niște stone, a, atât, să ne și cocoțăm aici și să mutăm șulcărul ăsta că nu stă bine, Atât, slab și hai să ne oprim aici, da? Ne oprim aici. Ce aș vrea să fac, pentru că o să vină slab la nivelul ăsta, noi ar trebui să punem ceva de genul, da? Să ne tot ducem până în capăt, la nivelul ăsta și după aia să urcăm până aici. Da, deci exact, să fie două nivele. Ia uite, să nimerește la perfecție. Și după aia o să mă duc de jos și o să construiesc. Dar vedem noi după. Și uite, mamă, ce bine merge așa. ăla -i. deci am avut o idee chiar foarte inspirată să mă opresc, să nu construiesc încă. Da, să pun fensurile și abia apoi să pun slaburile în partea asta. Și uitați-vă, vine exact la fix. ăla mă. ăla, -i, ăla -i. Vedem după aia și cum arată din... Opa. de jos. Din, mamă, din de jos. <laughs> vedem după aia cum arată și de jos, dar momentan să terminăm aici. Vai, o să mai dureze puțin, dar stai, n-ar fi inteligent din planul că după aia oricum putem să punem liniștiți de la nivelul ăla, așa că nu trebuie să ne batem capul. O să meargă rapid și slaburile alea, bun, și acum, hmm, aici, da, după aia două și după aia una jumate și apoi două. Ok, am înțeles, bine, ziceam două slaburi și acum ziceam de două blocuri. Acum, unu jumate, 1 jumate, unu. <laughs> și s-a dus. Vai, deci să duc așa de repede materialele. Nici nu-i bine a povesti. Hai încă 32. Sper să ajungă. Ca să nu craftăm tare multe, că cine știe că nu o să mai folosim. A, și după aia trebuie numai să punem în interior. Punem niște torțe acolo cât să nu se spawneze mobi. <laughs> Nici cele tot nimeresc. Păi, de... stai că e slab. Acum m-am prins. Eram putea, de cum nu nimeresc? De ce nu nimeresc? Stai așa că nu-i nu bine. Și acum m-am prins că acolo era slap și de ea nu se puteau pune. Aoleu. Na, să mai întâmplă asta e când ești neatent. No, bun, am rezolvat, dar în partea asta... A, ah, ok, așa trebuie să vină. Și atunci facem manevra asta și suntem gata cu podul. Vreau să văd după aia cum arată de jos, da? Sunt mega, mega curios cum arată acum că am pus și fensurile alea. Oh, stai așa, bă, nu, nu ne grăbim. Nu ne grăbim și vedem cum adăugăm niște detalii destul de interesante între. Deci, momentan, aici ar trebui să fie bine. N-ar trebui să fie vreo problemă. Chiar n-aș vrea să pun ca și în partea aia. De fapt, asta e că în partea aia n-am pus. Chiar n-aș vrea ca să pun ca și acolo. Așa aici. Ău, nu se tare unesc astea. Ar trebui să fac o schemă să unească. Mă rog, vedem. Vedem, ajungem și la partea aia. Poate pe viitor. Dar, de la distanță și de jos, cum ar arăta? Dacă e să ne uităm, păi merge. Merge, merge, numai că e cam sec pe acolo. Ar trebui să fie wall de cobblestone sus și jos, iar în centru să rămână exact cum e acum un fens de acacia. Ăsta nu e cumva săteanul pe care noi pe la începutul sau jumătatea clipului l-am pus în partea asta? De fapt l-am adus cu barca în partea asta? Ba da, că să ia blocați în case și în rest. Dar tu de ce vrei să stai după zid? Adică te-am adus în partea asta, știi, în interior. Uh, ok. De asta trebuie să închidem tot. Uite că mă întreba lumea, bă, dar tu cum intri atunci în sătuc dacă porțile sunt închise? Păi nu ideea de intrat, că eu pot să zbor. Ideea e de ieșit, să nu ia să urâți ăștia. De asta am pus și aici, la turnuri, uși de fier, ca să nu intre urâții. Pentru că să duc și să țăpă și ei acolo. Eu știu ce o, -o să vrea să facă. Oricum, acum arată mai bine, sincer să fiu. Și am modificat chiar și în partea cealaltă la turnulețele alea două pentru intrarea papă Am modificat să fie cu două rânduri, două rânduri cu o bucată de cabă sus și jos și în centru să fie un fence. Hai să bem și noi instant heal-ul ăsta. Așa, să fim full ca să fie treaba treabă Că doar avem de unde și așa nu mai trebuie să mai să batem Wither pentru Beacon, deci nu o să mai stricăm atât de multe poțiuni. Dar, per total, zic că arată bine. Și hai să mergem să vedem cum ar fi dacă îi să intrăm. A, un lucru am uitat să facem da? Am uitat să facem design-ul aici, însă o să adaugă niște detalii în partea asta când o să fie. Și dacă mergem frumos, ia uite, altă viață și acum, bam, poți să mergi pacilișa. Nu știu dacă ar trebui să mai adăugăm ceva detalii, eventual poate niște torțe. A, dar nu putem să adăugăm torțe. A, ah, putem, putem, da mai, mai jos puțin. <laughs> no, asta este, las că bine și aici, nu? Da, perfect. Măcar să fie luminat ca să nu se spauneze nimic în cazul în care îi să se întâmple ceva. Oricum să poți să ajungi dintr-o parte în cealaltă, fără prea multă bătaie de cap. Cam greuț aici, poate modificăm, vedem. Oricum, un lucru pe care vreau să-l fac, vreau să mergem și să vedem cum arată căluții cu armuri. Pentru că m-a întrebat cineva, păi da, nu merită și căluții, ai niște armuri de fier? Păi nu dai armuri de fier la cai ce nu ci nu sunt pentru arti... Bă, acum, bă, -i -i era la masă. <gângătă> deci bai în ceaun aici, bine, în ceaun, în chiuvetă, bai la masă. Sau le, nici el nu știe ce vrea. Mă rog, bine măcar că nu mi-a rende să mă arăt din greșeală, că îmi place cu el aici în casă, nu mai simt nici eu singur. Așa, deci nu dai armuri de fier sau de diamond sau de gold unui cal ce nu e în armată. Păi dai și tu armură de piele și hai să craftăm armura de piele. Stai așa, în partea asta, că așa avem destul de piele și nu avem ce să facem cu ea. Așa era parcă? Sau, nu, era... Stai, o, o uh, Da, era un H. așa. Era un H, hai să fie două. Și eventual 3 sau chiar 4. Pentru că vreau să văd cum arată. Avem pe aici securi ar trebui să avem Inksecur, nu? Dar uite măcar avem colorant alb. așa. Și uite, avem aici securi A, atât, asta mai interesa Colorant alb și securi Să le facem color, da? Negru Pardon, alb închis și alb, da? Perfect, deci avem patru armuri. Îți cum arată cu armura de piele și îți cum arată cu armura albă și cu cea albă închis. Așa. Să vedem mega rapid pe ăsta de aici. A, atât. Ia zis șef. Să dăm așa. O, altfel arată mai cu armura de piele. Nu știu, parcă e mai, mai drăguț așa. Cu armura asta se potrivește mai mult cu el și armura asta... Albă? Băi, cât de șmecher! Uite, zici că e cal regal, mă! ăla <laughs> Ăla, ăla dar așa. Băi, cât de bine merge cu el, Paule. pe păi așa te las, gata. Așa te las. Și ăsta fiind maro, cred că putem să-i punem o armură maro, da? Deci ia uite. Oh, nu, stai, shift era. Păi ce bine -i... mamă, ce bine stă. Îmi place mega mult. Așa cu alb, arată bine, dar nu se potrivește cu culoarea lui. Foarte tare, foarte, foarte tare. Așa rămâne. Și asta doar armura, atunci o să le ducem și o să le lăsăm acolo la păstrare pentru când o să mai facem căruțe și o să mai ducem cai. Însă mai fain. Ce să vă spun, noi nu o să ne cu acest episod. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și ne revedem data viitoare. Până atunci, azi de voi, toate cele mai bune, fost la revedere!